Colega noastră Denisa Gelatu este în direct cu noi în aceste momente. Denisa. Bună ziua, Flaviana și Ionuț, bună ziua, doamnelor și domnilor. Chiar înainte să intru în această transmisiune, am aflat că judecătorii de aici, de la Tribunalul Ilfov, au admis cererea pe care a făcut-o Rudel Obreja cu privire la întreruperea pedepsei de 5 ani cu închisoarea pentru a se putea trata. Potrivit raportului de la INML, s-a confirmat faptul că acesta este bolnav de cancer la pancreas. Am asistat și la termen în sala de judecată. Spuneau avocații lui Rudel Obreja că acesta a slăbit enorm de mult, mai exact 20 de kilograme, care are nevoie de un regim special pe care nu îl pot oferi nici măcar cei de la Institutul de Oncologie de la Fundeni. Mai spuneau apărătorii acestuia că în aceste momente ar trebui să fie alături de familia sa, de cei doi copii minori pe care îi are, pentru că nu se știe cât mai trăiește. Știm foarte bine că acesta se află într-o stare deplorabilă, are insomnii, nu poate să doarmă decât cu pastile. Și așa spun apărătorii că ar trebui să fie în sânul familiei în aceste momente. Vă reamintesc faptul că pe 7 iulie Rudel Obreja a făcut o solicitare aici la Tribunalul Ilfov prin care a cerut să-i fie întreruptă această pedeapsă pentru a se putea trata de cancer la un spital din România sau din străinătate. Bun, mulțumim, Denisa. Domnule Purice, iată această decizie de ultimă oră, asta după ce au fost făcute verificări de către Administrația Națională a Penitenciarilor privind situația medicală a lui Rudel Obreja. Vine această decizie de a fi eliberat pe motiv medical, pentru că are cancer. Un gest, Ionuț Grigore, un gest de maximă normalitate și care trebuie aplaudat, pentru că noi am fost în psihoza asta creată încă de pe vremea jihadului făcut de doamna Chiove și când era în fruntea DNA, în care la închisoare erai trimis la tortură, adică nu erai închis în spatele gratilor și îi spășeai o pedeapsă, ci trebuiai torturat, trebuiai ucis dacă se poate acolo sau oricum dezumanizat. Să nu uităm cazul celebrul omului de afaceri Dan Adamescu, care grav bolnav a murit în pușcărie din cauza faptului că justiția aflată sub pulpana doamnei Chioveși a zis cum să eliberăm un pușcăriaș. Noi trebuie să înțelegem că oamenii ăștia sunt niște hoți, nu sunt niște criminali, nu sunt niște violatori, nu sunt niște pedofili. Ca să fim foarte exact din punct de vedere juridic, practic judecătorii nu au decis acum o anulare de pedeapsă, ca să nu facă cineva vreo confuzie. Au decis să suspende executarea pedepsei pentru ca persoana condamnată, Rudel Obreja în acest caz, să poată primi tratamentul de care are nevoie. Da, doamna Marcu, dar nu numai atât. Un om care e grav bolnav, mai ales la o boală incurabilă, sunt foarte mari șanse să se stingă, să nu mai apuce să trăiască și îl lași în pace cu familia lui, dacă mai are de trăit câteva luni, un an, doi, trei. Lasă-l, domnule, în sânul familiei. Încă o dată, suntem barbari, ne întoarcem în evul mediu în care condamnăm la moarte pe acești oameni, vă repet, mai ales că ei nu sunt niște infractori de ăștia criminali sau cine știe, au furat niște bani din banul public. Evident, este foarte grav, dar, repet, nu trebuie să-i torturăm, nu trebuie să-i mazilim, să-i omorâm în închisoare, doar fiindcă în vremea doamnei Chioveși s-a creat psihoza asta națională. Ce știm sigur este că decizia este executerie. Cu alte cuvinte, ne așteptăm ca, nu știu, o oră, două, trei, până se termină procedurile, Rudel Obreja să fie, într-adevăr, pus în libertate. Ce nu știm încă este dacă va fi atacată de către procurori. E de văzut și aici. Eu sper să le vină mintea la cap măcar în ceasul al 12-lea și pe baza documentelor medicale, că n-a fost eliberat așa pe o cerere de mână, să înțeleagă situația și să lase un om bolnav să trateze, eventual să stea în sânul familiei. Contează foarte mult și pentru asta. Încă o dată trebuie să felicităm acești judecători curajoși că au avut rup iarăși precedentul creat până acum, când, vă repet, Dan Adamescu a murit în pușcărie grav bolnav cu toate documentele medicale, fiindcă le era frică judecătorilor de doamna Chiove și nu care cumva să scape marele infractor internațional Dan Adamescu. Și au mai fost cazuri de oameni care la fel au murit în pușcărie tocmai pentru că se crease panica asta, nebunia asta, războiul ăsta a românilor împotriva românilor de pe vremea când DNA-ul a făcut jihad în țara românească și a plecat la pușcărie o groază de oameni. O secundă, domnule Purice, ni se alătură și Ovidiu Zară discuției. Vă salut, domnule Zară. Iată o decizie de ultimă oră. Rudel Obreja va fi eliberat. De fapt, va fi suspendată pedeapsa pe perioada tratamentului. O decizie, domnule Zară, care trebuia să vină mai devreme?
Da, eu vă mulțumesc din suflet. Nu prea pot vorbi pentru că credeți-mă că trăiesc niște sentimente extraordinare. Eu vă mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc vouă de la RTV, vă mulțumesc, mulțumesc de la Realitatea Plus, evenimentului zilei, tuturor oamenilor care au făcut rugăciuni, tuturor celor care au oprit pe stradă și îi transmiteau sănătate lui Rudi. Ați făcut un lucru extraordinar, oameni buni. Aceasta este presa. Aceasta este presa adevărată în momentul în care putem salva vieți. Vă mulțumesc din inimă. Decizia, domnule Zară, decizia aparținută magistraților care într-adevăr au așteptat să vadă acel raport medical. Din păcate, cu greu putem spune că e o victorie a lui Rudel Obrejea, pentru că am înțeles că starea lui este extrem de gravă în acest, dacă în acest moment. Obrejea, cu familia ați apucat să vorbiți, glasul. Domnule Zară? Poftiți? Cu familia lui Rudel Obrejea ați apucat să vorbiți? Da. Vorbesc cu soția lui. Da, încă o dată, dacă nu erați voi mass media, poate că momentele astea nu le trăiam și credeți-mă că sunt în pușcările românești și am văzut oameni care sunt în situația lui Rudel. De aceea fac un apel încă o dată la parlamentari. Haideți să discutăm, oameni buni. Cine intră în pușcărie nu trebuie să fie condamnat la moarte, are dreptul la viață. Domnule Zară, această decizie, discutam și cu domnul Purice, e executorie. Clar, în următoarele ore îl vom vedea pe Rudel Obrejea pus în libertate. Dar poate fi atacată? Credeți că cineva își va face păcatul de a ataca această decizie? Eu mă bucur că procuroarea... Nu, eu cred, procurorul DNA, cel care a venit, a fost desemnat să participe la acest proces, a înțeles pe deplin ce se întâmplă, drama prin care trece Rudel Obrejea. Vom reveni la acest subiect pentru că vom merge cu transmisiuni în direct. Colegii noștri vor urmări tot ce se întâmplă din acest moment în care judecătorii au dat această decizie și vom reveni cu transmisiunea în direct. Breaking News.